competenze ma non ci sono dei giochi che stanno a loro discussione di dialogo per le altre in generale per le persone che stanno in dialogo io non posso più a fondo in costo una vostra ci deve essere la smulta se lo provoca perché riconosce un lucru pe care îl implică această teorie. Revin la faptul că ideea că literatura ca ficțiune, ca ficțiune elaborată, este apanajul unei minorități a omenirii, în parte specia umană în două și o parte Dumnezeule, din păcate, în inferior și superior. Iau exemplu pe care l-ați dat. Dacă un privitor la televiziune o vede pe Natasha, jucată de Audrey Hepburn, asta am văzut eu, îi ucide personajul din Război și Pace. Pentru că eu am trăit cu Natasha din Război și Pace ca figură imaginată, imaginându-mă în o mie de feluri și punându-mi imaginația la lucru și m-am simțit superior personajului care stătea cu un fotoliu și care o vedea pe Audrey Hepburn jucând-o pe Natasha fără niciun efort din partea mea. Eu, ca cititor al romanului lui Tolstoi, eram superior privitorului Fabin. Dar dacă acesta e mirsul teoriei dumneavoastră, că ficțiunea construită literar creează, de fapt, rafinează umanitatea, atunci trebuie să acceptăm că în momentul de față lucrurile merg rău și că de-a lungul istoriei omenirii au mers rău pentru că oamenii nu au citit. De fapt, asta spuneți. Iar ideea că am putea reforma specia umană către un om cu adevărat rafinat, civilizat și superior, ideea aceasta pare nerealistă atâta vreme cât oamenii 99% de-a lungul istoriilor nu au citit. Dar vă dau alt exemplu. Ca să vedeți cum această teorie repune în discuții inferiorul și superiorul înăuntru specii umane. Pomeniți la un moment dat de raportul dintre eros și literatură. Și faceți o teorie a legării de rădăcini. Sunt vechi, dar dumneavoastră o faceți extrem de explicit, cum că a iubi cu adevărat este un apanaj al celor care au spiritul rafinat. Iar ceilalți, necititorii, sunt niște amanți mizerabili. Vă dau un citat. În Adevărul Minciunilor, capitolul Literatura și Viața spune Mario Vargas Llosa, nu exagerăm deloc. Dacă afirmăm că un cuplu care a citit Petrarca, Gongora și Baudelaire iubește și vibrează mai mult decât un cuplu de analfabeți tâmpiți de programele de televiziune. Într-o lume fără literatură, iubirea și plăcerea nu s-ar deosebi câtuși de puțin de ceea ce simt animalele. Totul s-ar limita la simpla satisfacere instinctelor, împreunarea și înfulecarea. Octavio Paz are o carte celebră, Dubla Flacără, în care creează această geometrie erotică, numește, care se naște pe un triunghi, în care la bază este instinctul sexual, comun tuturor speciilor, pe el se înalță apoi erotismul care este specific numai specii umane, ci care presupune intervenția cuvântului în scenarii seducții erotice, în sfârșit iubirea, care este propriu, este treapta superioară a erotismului și care presupune unicitatea unui raport între două ființe de sexe opuse, tot datorită cuvântului. La un moment dat, cer scuze că îmi invoc micile mele fapte, am făcut o analiză a celebrei scene din, a balului din Romeo și Julieta, în care Romeo o seduce erotic pe Julieta folosind cuvântul de origine sacră. Asistăm la o madonizare a Julietei prin intermediul cuvântului. Îi ia mâna și ajunge să predeze pentru cauza sărutului, folosind termeni ca mână sacră,
ființa lui este un templu și așa mai departe. Toate, noi înșine, noi ăștia care citim, avem cultura erotică făcută prin literatura mare a lumii, dar ceilalți nu au. Sunt așa cum spuneți dumneavoastră, se rezumă la împreunare și înfuletare. Balzac are undeva, mai înscriu că lucrurile vechi, și el spune, era să zic dorurile dumneavoastră, ea s-o rodea într-un diomane, că oamenii de geniu trebuie să iubească cu mult mai multă pricepere decât înfumurații, oamenii de lume, diplomații și chiar militarii, care totuși n-au altceva de făcut. Bun. Din toate astea, repet, rezultă că lumea cărții, tare specia umană, două, cei ce citesc, care sunt superiori celor care nu citesc. Cei ce citesc știu să-și înfrâne instinctele, știu să nu mai fie discriminatorii, știu să nu fie fanatici, știu tot ce am spus. Dacă civilizația lumii s-a ridicat cu o cultură de valori comune Europei, Occidentului, s-a făcut datorită cărții, nu înseamnă că specia umană a fost infuzată de aceste valori până la capăt. Ori, răspundeți-mi, vă rog, la această întrebare. De ce nu acceptați că literatura, care este specia umană, în inferior și superior, după analfabet și neanalfabet? Interesante que haya tocado Gabriel el tema del erotismo, porque creo que es el que confirma de una manera más gráfica mi tesis. El erotismo aparece en un momento dado de la civilización. Antes de él, los seres humanos efectivamente hacían el amor casi como los animales. Hacer el amor significaba fundamentalmente satisfacer una pulsión del instinto, y esa pulsión del instinto se satisfacía de una manera rápida y expeditiva. Todavía en las sociedades más primitivas se hace el amor así, como lo hacen los animales, y en las sociedades supuestamente civilizadas, no todos los seres hacen el amor de la misma manera. Hay seres que lo hacen de una manera mucho más refinada y creativa, y seres que lo hacen de una manera mucho más expeditiva, desfogando un instinto y muy cerca de lo que es la cópula animal. ¿Cuál es el factor fundamental de transformación del amor en un juego en el que intervienen las imágenes, la fantasía, la sensibilidad, es decir, la conversión de un acto que es en su origen fundamentalmente instintivo en un acto creativo, casi artístico? Este interesant că am făcut aluzie la tema erotismului, oarecum confirmă grafic teza mea. Erotismul apare într-un anumit moment al civilizației, pentru că înainte societățile primitive făceau dragoste aproape ca animalele. A face dragoste însemna a satisface o pulsiune instantanee, rapidă, expeditivă. Încă mai există societăți primitive unde aceste lucruri se întâmplă asemenea specii animale. Dar există și societăți civilizate, unde nu toți indivizii fac dragoste în același fel. Există maniera de a face dragoste rafinată, creativă, dar și cea expeditivă, care nu reprezintă altceva decât satisfacerea unui instinct al copulației animale. Totuși mă întreb care este factorul care transformă dragostea dintr-un joc până la o fantezie, la o sensibilitate. Și această transformare dintr-un act instinctiv într-un act într-adevăr artistic, creativ și sensibil. El amor es una creación cultural. En una humanidad todavía primitiva,
Silva, lo que nosotros entendemos por amor no existía. Había esa atracción física derivada del instinto animal, pero solo con la evolución de la cultura y dentro de ella, de una manera muy especial, las artes y la literatura, nace en un momento dado de la evolución humana el amor. El amor se canta, se fabrica primero intelectual, literaria, artísticamente, y luego pasa a ser una realidad humana cada vez más extendida. Dragos de esta creație culturală, pentru că în umanitatea primitivă nu exista acest fel de iubire. Atracția fizică, aproape de animalitate, a trebuit să evolueze cultural și aceasta a făcut-o cu precădere prin intermediul artelor frumoase și a literaturii. Astfel s-a născut iubirea. Iubirea se fabrică intelectual, se fabrică literar, artistic, pentru a trece mai apoi la realitatea imediată. En el nacimiento del erotismo, es decir, la humanización del amor físico, introduciendo un elemento sensible e imaginativo, y en el nacimiento del amor como una realidad humana que enriquece al individuo, que enriquece la relación de la pareja, la cultura ha desempeñado un papel fundamental, y dentro de la cultura fundamental, la literatura. Eso no significa, desde luego, sería una visión muy mecánica, mecanicista, pensar que solo el que lee literatura es capaz de sentir el amor y de convertir el acto sexual en un acto humanizado por la sensibilidad y la fantasía. No. Es generalmente una minoría la que produce los grandes cambios sociales, culturales, políticos, y luego el conjunto de la sociedad se va impregnando de esos cambios, los va aceptando y a veces rechazando, y a veces es un lastre tremendo para que esos cambios se conviertan en una realidad. Eso ha pasado con el erotismo, eso ha pasado con el amor, y eso ha pasado en algo que es todavía mucho más importante que el erotismo y el amor, que es la creación del individuo. El individuo también aparece en la historia mucho después de las sociedades primitivas, donde el individuo no existía, era apenas una parte de la tribu. Nașterea erotismului înseamnă umanizarea amorului fizic, adăugându-i elemente ale sensibilității, ale imaginarului, astfel încât nașterea iubirii înseamnă a trece de la o realitate imediată, îmbogățind-o cu elemente culturale, literare, imaginare și sensibile. Nu este vorba de nicio mecanică, este vorba de simplul fapt că de la sex, actul sexual s-a trecut la umanizarea, devenind iubire prin sensibilitate și fantezie. În general, aceste lucruri se petrec datorită unei minorități. Ea este cea care produce schimbările politice, culturale, ideologice, iar societatea acceptă sau respinge aceste schimbări, oricum este vorba de un balast care are nevoie de timp pentru a fi acceptat. Aceste lucruri s-au petrecut cu dragostea, cu erotismul, dar și cu ceea ce mi se pare mult mai important, creația individului. Individul apare în istorie mult mai târziu, la început el nu este individualizat, aparține tribului și doar după aceea vorbim de individul ca atare. În una societate primitivă, individul este una parte de la tribu, nu există fuera de la tribu. El individuo no puede valerse por sí mismo, hay demasiados riesgos, demasiados peligros y necesita la colectividad para defenderse frente a ellos. Pero luego, a medida que progresamos, a medida que va surgiendo eso que llamamos la civilización, el individuo va definiéndose por su capacidad de elegir cosas distintas a las del conjunto, a las de la tribu. Y ese proceso acelera la creación del individuo, que es inseparable de la creación de la libertad,
también una creación de la cultura. Astfel încât în societatea primitivă, individul aparține tribului, nu se poate sustrage, nu își poate da de grijă de unul rând pe unul singur, pentru că există foarte multe riscuri și foarte multe pericole la care este supus. Astfel încât a face parte dintr-o colectivitate înseamnă și a se autoapăra. Odată cu instalarea progresului în civilizației, individul devine de sine stătător, pentru că el deja poate să aleagă anumite lucruri în istorie, el se diferențiază de tribu, astfel încât se accelerează creația individului și, odată cu acest lucru, creația libertății. Las grandes ideologías colectivistas, como el nazismo, como el comunismo, tratan desesperadamente de que el individuo regrese a ser parte de la tribu, parte de la colectividad, que no exista como una entidad soberana capaz de tomar decisiones distintas a las del conjunto social del que forma parte. Y en esas ideologías, que aparentemente pueden parecer muy distintas, como el nazismo y el comunismo, hay una misma actitud que es eso que un gran pensador, Karl Popper, llama el llamado de la tribu, el intento de regresar a esa sociedad primitiva donde el individuo no existía, donde la libertad no existía, donde lo que existía era el caudillo soberano, todopoderoso, el sátrapa. Toda esa evolución extraordinaria de la humanidad que no han tenido los animales, que siguen siendo iguales a como eran desde el principio, ha jugado un papel fundamental la cultura. Dentro de la cultura, la literatura, aunque muy poca gente leyera al principio, luego ha seguido leyendo mucho más, pero los efectos que tenía la cultura y la literatura en el conjunto de la sociedad, a través de esa minoría de lectores, de gentes cultas, ha sido y sigue siendo enorme. Marile ideologii colectiviste, mă refer aici la nazism și la comunism, au propagat, de fapt, această idee, un fel de întoarcere la colectivitate, nu exista individualitatea suverană și încercau să-i ia individului libertate de decizie. Bineînțeles, chiar dacă la prima vedere aceste ideologii par foarte diferite, nazismul de comunismul, mă refer aici la cuvintele filozofului Karl Popper, care făcea referire la acea chemare a tribului. Toate aceste ideologii n-au făcut altceva decât să încerce să aducă individul undeva foarte în spate, în istorie, să-l întoarcă spre colectivitatea tribală. Bineînțeles, nu exista libertate, exista doar acel conducător, acel satrap, care impunea respectiva dictatură. Dar acest lucru, să spunem că a trebuit să evolueze, să ne detașeze de stadiul de animale, unde toate sunt egale între ele. Tocmai din acest punct de vedere consider că un rol fundamental îl are cultura în literatură, lectura cu precădere și chiar dacă aceasta aparține unei minorități, efectele sunt incomensurabile, pentru că această minoritate duce mai departe, cauzează toată importanța enormă pe care are actul cititului. Que una sociedad sea libre no significa que todos los ciudadanos de esa sociedad entiendan y practiquen la libertad de la misma manera. En muchas sociedades libres hay hombres que siguen siendo parte del rebaño, siguen sintiéndose parte de la tribu y no pueden funcionar sin sentirse parte de la colectividad. Que en una sociedad haya la posibilidad de ejercer el amor no significa que todos se enamoren de la misma manera, no significa que hagan el amor de la misma manera, no significa que todos tengan la misma sensibilidad a la hora de hacer el amor físico o de enamorarse, así como no es lo mismo en una sociedad libre la manera como cada individuo entiende y ejercita la libertad. Lo que sí es claro
es que quienes representan más el progreso de lo humano, el progreso social, el progreso cultural, son aquellos que están dotados de una mayor sensibilidad y de una mayor proyección sobre esa problemática. Y quienes están más dotados sobre esa problemática y sobre esa proyección de sí mismos son aquellos que han aprovechado mejor las posibilidades de la cultura, y entre la cultura, desde luego, de manera primordial, la literatura. Într-o societate liberă, nu toți cetățenii înțeleg sau exercită libertatea în același fel. Unii simt că aparțin mai mult tribului, simt că fac parte dintre oile de același fel colective, astfel încât aș putea spune că există mai multe posibilități, inclusiv în a face dragoste. Nu toți cetățenii, nu toți oamenii, nu toți indivizii se îndrăgostesc în același fel. Nu toți sunt dotați cu același stil de sensibilitate. Într-o societate liberă vorbim de maniere diferite de a înțelege și de a practica exercitarea libertății, astfel încât atunci când se ajunge la progresul umanității, fie acesta este social sau cultural, vorbim și despre ființe dotate cu o sensibilitate mai mare, ele de fapt sunt cele care înțeleg și care proiectează acest progres, sunt cei care de asemenea profită de posibilitățile pe care le înfățișează cultura și în special literatura. Que todo esto no debe concluirse de ninguna manera que lo fundamental y lo único realmente importante en una sociedad es que haya buenos lectores de literatura. Desde luego que jamás he pensado semejante disparate. Significa que en una sociedad no puede relegarse la literatura a la categoría de una distracción pasajera sin poner en riesgo muchas cosas importantes y aparentemente no tienen nada que ver con la literatura. Significa que una sociedad que quiere ser profundamente democrática necesita individuos soberanos, individuos que no sean un rebaño, que no constituyan un rebaño, sino que sean capaces de pensar por sí mismos y que estén dotados de espíritu crítico. Significa tener ciudadanos que sean sensibles y que no estén empujados a la violencia por el racismo, por el machismo, por el fanatismo. Y significa que si queremos que una sociedad sea pacífica, realmente igualitaria entre hombres y mujeres y de ciudadanos con espíritu crítico y con sensibilidad, la formación de ese ciudadano debe incluir como un ingrediente importante, no exclusivo, desde luego, la literatura. Nu aș vrea să se ajungă la concluzia că ceea ce este fundamental într-o societate este doar să avem cititori foarte buni. Bineînțeles, acest lucru este un nonsens. Din păcate, în societate, literatura este văzută ca un amuzament, dar ideea mea este că trebuie să depășim acest stadiu și să ne distanțăm văzând și lucrurile pe care le punem în pericol literatura, lucrurile care le discută, astfel încât, cred că este nevoie de o plecare spre profunzime și de a crea niște indivizi liberi, democratici, care să nu mai aparțină turmei, care să-și dezvolte un spirit critic, care să fie sensibil, care să nu fie dominat de violențe, rasisme, fanatisme. Cred că doar în acest sens se poate ajunge la o societate pacifică, egalitară, bărbați cu femei, și o condiție sine qua non, în acest caz, bineînțeles, nu neapărat extensibilă tuturor indivizilor, este educația. Și aici mă refer la educația literară.